ca oamenii să nu mai fie aliații noastre. Da? Deci fără scandalul astea care poate unii ar merita, dar să fie decente că se ține oamenii. De asemenea, i-a autorizat meeting-ul, meeting și marș, cei din față, care vor fi în față, timp ca la mormântare, dar nici să ajungem mult mai repede și să nu știe oamenii cu băi, dar a fost meeting-ul, că parcă nici n-a început bine și s-a terminat. Pe de altă parte, nu trebuie nici acum, nici după să stăm așa dispersați sau să ne rugăm unul de altul. Important e să ne concentrăm, să iasă bine, să fim grupați, organizați și... Uite, a venit și cu... interviuri. Deci aveți toți revendicările pe care le-am convenit. Nu spuneți de probleme personale care n-au legătură cu subiectul, da? Pentru că acele probleme vor apare la televizor și aici este interesul comun. Scopul este ca nimeni să nu fie disponibilizat. De fapt, în primul rând, nu este nicio urgență. Problema asta e de ani de zile. În zor sau au intrat, au făcut în emisiune, am înțeles că sunt șanse foarte mari să nu treacă proiectul. Geanta mea. Florii, ne-ai trezut mâna mai mult și mai spate un pic.
Da. Mă întrebați? Nu, ne spuneți noastră direct despre ce e vorba în predicat. Este o zi grea pentru poliția locală din Giurgiu, întrucât primarul a decis să organizeze o disponibilizare care va afecta aproape 30 de persoane. Această disponibilizare considerăm că este nelegală și am venit împreună cu alți polițiști locali din țară să sprijinim pe colegii noștri din poliția locală Giurgiu. Vom organiza un marș de protest urmat de un meeting de protest, astfel încât să atragem atenția asupra acestei nelegalități și nedreptăți. Noi cerem să păstrăm locurile de muncă, să fie efectuată cu transparență această reorganizare și mai ales să mă adresez consilieri locali să înțeleagă că decizia nu este a primarului, ci decizia este a consilierilor locali. Ei sunt forul legislativ în oraș, iar primarul este cel care trebuie să pună în executare. De asemenea, nu este un motiv de urgență care să justifice această reorganizare și această disponibilizare. Sperăm că prin mesajul nostru de a atrage atenția asupra faptului că poliția locală nu este poliția primarului, ci este poliția comunității, consilierii vor analiza și vor lua decizia cea mai înțeleaptă, atât în interesul instituției, cât și al cetățenilor, și mai ales în interesul familiilor polițiștilor locali. Ați reușit să stabiliți o comunicare în cele din urmă cu autoritățile din Giurgiu, cu municipiul? Cu primarul nu, dar în schimb am vorbit și am primit mesaje de susținere de la mai mulți consilieri locali. Nu știu dacă această hotărâre va trece, întrucât și-au dat seama că primarul i-a mințit cu privire la urgența acestei reorganizări și mai ales cu privire la legalitatea acesteia. Cam câte persoane sunt astăzi la acest? Eu știu că am venit cu 100 de persoane din București și din alte zone ale țării. Aici, din ce am înțeles, sunt aproape toți polițiștii locali care sunt în afara serviciului și o parte din familiile acestora. Ați avut probleme în obținerea autorizației? Nu, n-am avut probleme. Mulțumesc! Pentru ce v-ați strâns astăzi în acest protest? Ne-am strâns pentru a protesta împotriva măsurilor de organizare care
administrația locală dorește să le ia la nivelul poliției locale, deoarece considerăm că nu este o măsură legală. De fapt, domnul primar vrea să îndrepte ceea ce a greșit în 2012, când a angajat mai multe persoane și a încălcat ordonanța 63 pe 2010. Locanu Adrian, lider sindical Prorex Giurgiu. Locala nu e a ta! Locala nu e a ta! Barbu nu e a ta! Locala nu e a ta! Colegilor de la Giurgiu. Da, bineînțeles, suntem alături de ei pentru o transparență în administrația publică locală, respectarea legilor și o siguranță publică normală, nu așa cum doresc anumite persoane să fie pe bunul lor plac. În alte orașe din țară mai cunoașteți situații similare? Nu, până acum este singura de care avem cunoștință. Sperăm să nu se mai repete și în alte orașe, să nu fie un început pentru alte orașe.
timpul liber.